Cei 19 consilieri convocați la ședința de îndată a Consiliului Local din Roman din 11 octombrie au votat la foc automat cele trei proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. După ce consilierilor li s-a atras atenția că nu trebuie să lipsească de la activitatea comisiilor de examinare a directorilor de școli care s-au înscris la ocuparea unui post într-o unitate școlară din județ, n-au fost necesare decât câteva minute pentru votarea celorlalte proiecte. Rectificarea bugetară a trecut de votul aleșilor locali în mai puțin de un minut. Proiectul numărul 2 privind rectificarea bugetului local și a listei de studii și proiectelor finanțate din bugetul local pe anul 2016. Comisia pentru buget finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Un al treilea proiect de hotărâre cu care s-a suplimentat ordinea de zi a ședinței a trecut de votul consilierilor fără prea multe discuții. Și ultimul proiect, proiectul suplimentar privind instituirea dreptului de servitude în favoarea SCI 1 Moldova, distribuție SCA, asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Roman. Comisia pentru urbanism. Aveți favorabil. Mulțumesc, Comisia juridică. Primarul Leoreanu a ținut să dea explicații privind necesitatea acordării unui aviz pentru ca EON să poată alimenta baza logistică a unui depozit central al unui mare furnizor de produse alimentare. Un acord pentru acordarea bazei logistice Oscar Downstream din Roman, care se apropie de finalizarea lucrărilor și pentru a se racorda această bază logistică și depozit central din Moldova la rețeaua de energie electrică, până la urmă cum a funcționat în regim de alimentare tip organizare de șantier, acum trec la faza finală de alimentare instituțională. La ședința de îndată a Consiliului Local din 11 octombrie au fost prezenți 18 din cei 21 de consilieri locali care au aprobat în unanimitate toate cele trei proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.